facem? Lasă-ți meu acolo, că și-a lăsat cozile afară. Acum plecăm. Deci unde mergem neavali azi? Mai bagă și tu. Poiana Negri. Poiana Negri. Da. Și într-un loc secret. De la Gheorgheni la lacul ascuns. Da. Știu doar de tine. Da. Secret. Câți kilometri băgăm azi? Bă, cred că azi mai lejer. Lejer? Da. Ha, și avem special astăzi. Mergem 70-80. Bun. Îi tragem frumos. Hai să vedem. Să mergi pe el. Dar mergem acum în recunoaștere, să vedem ce și cum, unde se poate, cum se poate, de ce se poate. Ai vreo unghie neagră de vrei să scap de ea? Da. Ia, auzi, deci, hai, de hai să-ți dau niște aer, mă, Vali, în butelie. Am impresia că am prea mult. Am prea mult în roți, așa cred. Și cum drumul... Na. De ce să nu merg eu comfy? Comfy? Hai că poate și dejantăm. No, facem frumos. Ai spray?
Ai da? Ți-am dat și pe, nu știu, al meu. Mi-ai dat? Eu, dacă mi-ai dat, înseamnă că am. Iată. Așa arată cu 1-3 presiune. Aș scoate niște aer, aș merge chiar la un bar. E confortabilă, dar se poate și mai. De ce nu? Eu o filmare că se vede frumos, dar n-am mai prins rău. Îl prindem din înapoi. Ce frumos se vede. Pare rău că nu. Se vede mai bine cu ochiul liber decât pe cameră. Dar poate înțelegeți măcar o mică parte din frumusețea locului. Nici nu am perturb cu sunetul de pe ochi. Sunt cu minte. Super. Cum așa acolo, nu? Așa frumos să fie. Wow. Prea frumos. Prea frumos. Un pic de stretching așa ce are. Să-i dăm și cu sunet. Că parcă m-am plictisit de liniște. Wow! Hai mă, că n-a fost așa rău. Da, mi-a zis băiatul ăla de la turnei că undeva în vârf o să avem o porțiune numai de bolovani mari, dacă e ok, tot să pot drumul așa e drumul, știi? Trebuie să mai treacă câțiva ani, nu se facă mai mici. Da, să vă cau și frumusețea lor, știi? Acum, nici pasta nu o să mai folosesc.
cealaltă zicea că se poate sta acolo. Și mai una pe stângă, uite în față. Frumos tare la oamenii ăștia în parc. Nu prea văd zâșnitori, tonete astea, dar e ok. Mai, așa mai, un pic mai rustic. Dar e frumos. Drumul, dar putea să mai lucreze la ele un pic, că-s gros. Da, na, PSD-ul e de bine, dai seama. Nu, mai PSD-ul, arma malor. E bine că nu e frig. Asta e marele avantaj. Pe-am cu mașina. Dar mi se face mișcărică, nu? Bine, putem cu mașina, chinuiam. Hai! E chiar cu bătaie, cine sare prim? Bă, eu cu Paul nu sărim, că... Ce? Iese apa? Da, no, foarte! Păi e frică, a? Da. Frumos! Acolo urcare, aia e de 10 puncte ce ne face cu aia. E șerif intergalactic. Nu aveți și tu te întrebai de unde vin pietrele astea. Da, mă, dar alea erau altă, nu erau date așa cu fier în ele. Mergem la lacul secret. Da, mă, și două pătrățele de ciocolată, domnul. Cu mine rău. Vezi că-s niște pietre acolo, mari, pe stânga. Eu ți-am zis. Mai bine intrai prin dreapta. Eu vorbesc singur, că sunt un nou de lucru. Hai, că a fost ok. Șpan! Îmi pare că nu se vede cât e de abrupt. Da, sunt secrete, nu s-a așa pentru toată lumea.
văzut pe lacul secret? În stânga acolo? Nu. Nu l-ai văzut, nu? Normal. Stai așa, nu vezi acum. Nu bat până unde... E, nu te-ai uitat. În stânga. Am văzut, da. Dacă tot am ajuns la lacul secret, să ne aprindem și o țigărică, nu? Ai vorba aia, doar n-aș ajuns la lacul secret și nu-ți aprinde țigară. Oameni suntem ce... Wow. Am venit și măsuța acolo unde să mâncăm frumos, coborârea era pe aici. Nu. Coborârea era pe aici, Vali, la măsuța acolo, dacă vrei. La mese aici. Au să mese, condiții, nebunii. Era mai drăguț, nu? Aia, e și pe aici. Ah. Trecut de această întoarcere în 17 mișcări. Mâna, noroiul, ai grijă. Cum ești la plajă aici? Frumos, elegant. E gheață. E gheață la mal. E toplița, cotele apelor Dunării, tot te pui. Un fel de lucru. Ce ai, mă? Păi aici e de baie, ești nebun. Direct, umflăm barca și... Fii atentă ce spun eu acum. M-am parcat perfect. Bine. Nu perfect. Mă, uite, te-am dat și gunoaie. Nu știu ce ai dat tu pe jos, dar fii atent cum m-am parcat eu. Am pus lemnul la roțile din spate. Și cu roțile din față mai mergea un pic. Ce ai? Mergea, mergea, ești nebun. Ia uite frumos. Frumos, nene. Uite o. Băi, uite o băncuță. Mă știți? Dar cum spun trece băncuță. S-a schimbat nimeni. Am ajuns, finally, 604, Poiana Negri, pensiune la Bela Vista, așa, așa, de vară, frumos, am făcut frumos aici, cine a făcut, să-i dea Dumnezeu sănătate, investit, am făcut căsuțe, a făcut de tot ce trebuie, teren de fotbal, vorba aceea, viața fără fotbal nu există, așa, frumos. Astăzi a fost o zi bună, care se termină cu o cazare pe măsură. Da, recomandăm Vila Anastasia, aici este senzație. Față de patul albei ca zăpada în care am dormit noaptea trecută, e bine aici. E bine aici, avem și piscină! Da, atât pentru